pe partea ta, uite că o stau și eu cu minte pe partea mea. Deci mi-e clar. Pe tine nu te pot atrage decât dacă fac de mâncare sau dacă ne certăm. Și mie mi-e clar că pe tine nu te interesează la mine decât partea fizică. Eu cred că suntem disfuncționali. Ce? Nu! În niciun caz! Noi suntem cuplu ideal! Că în orice cuplu perfect trebuie să existe cei trei stâlpi de susținere, care sunt mâncarea, cearta și amorul. Nu poți să ai numai trei stâlpi, trebuie să fie patru, că altfel nu merge căruța. Căruța nu merge cu stâlpi, merge cu cai, da? Mă rog, stâlpi, cai, roți, tot aia e. Important e că trebuie să mai fie încă unul. Și al patrulea e respectul. Ba nu. E prietenia. Cum o să fii prieten cu ăla cu care te culci? Unde e sex, nu e prietenie. Dar de ce? Păi când eram la școală și nu-mi plăcea o gagică, îi ziceam așa: vreau să fim prieteni, mă. Și când dai papucii uneia, ce îi spui? Hai să fim prieteni. Eu te apreciez pe tine ca amică. Nimeni nu mă înțelege mai bine ca tine. Mă rog, chestii de-astea pe care le spui uneia de care vrei să scapi. Nu mă crezi? Întreabă orice bărbat. Bla, bla, bla. Sunteți niște porci toți, da? Și porcii nu știu ce la respect, așa că treaba cu respectul pică din start. Porcii se mănâncă, șoriciul e chiar bun. Și ceafa la grătar? Piftier. Da, vă rog, bună ziua. Aluda, vazgulde. Trandafir japonez pentru soția dumneavoastră. De la Moldova? Da, ce-ați făcut, ați supărat-o? Băia? Da, sigur. Așa. E sigur, da. Un buchet la ora 18. 18. Și factură. Cu factură. O zi bună, la revedere. Să vă fie în gerbă. Eu te-al dracu, vrea factură pentru florile nevestisii. Auzi, mă, dar ești de mulți japoneze în România? De ce? Băi, dacă vrea trandafir japoneze. Aoleu, nu fi tâmpit. Mă sună cineva. Da. Alo, de faci gult? Bună ziua. Buchet de? Trandafir. Trandafir japonez pentru iubita dumneavoastră? De la Moldova, de iubita, nu știu. La ora 18. Vix? Și factură, bineînțeles. La revedere. Până giorbă să vă fie. Păi ești nebun? Eu zi, mă. Ăsta vrea trandafir japonez și pentru amantă. Jământă japoneză? Băi, cum l-a nimerit, dezvine agrede. Te rog, Sofie, răspunde tu, te rog, eu că n-am mâncat de dimineață, te-i plăcut. Ok. Mai e cineva pe vir. Alo, bună ziua, Flor, da. Corimă, cu ce vă putem ajuta? Vă zgul, spuneți, vă rog. Corimă, ce gură? Simpatic sunteți. Da. Și cu niște frezi pentru doamna soacră, ok. Zoagră, mâine la 12, livrarea. Stați, să notez. Fix, da. Mi-o pune acum. Jos, 12 să fie. Doamne ajută. Nu, la mine doar ăla. Asta este o zi. Încetează cu tâmpenile astea. Fii atent aici. Flor de la inimă. Se spune flor din inimă, nu de la inimă. Și crizantemele e bune? Pe bune? Băi, pe bune că e bune. Sunt! Ești analfabet? Ești analfabet. Sunt! Dar eu ți-am zis, măi, deșteptă. Că e bune. Ce aveți, mă, de vorbire? Uite-te aici. Ia uite-te aici, mă. Crizantemele e bune pentru zilele nebune. Wow, ce tare. Sunt, i-am zis și eu. Stai, fiat. Între fete ești ca criniele, este ca ciuline. Mamă, ce maxim, băiat. Stai că nu e tot. Crizantemele aurii ca să facem doi copii. Bune. Știi cum sunt astea? Ca reclamele de pe plajă de la Euforie Nord. Porumbul frige, fetele se arde. Mamă, păi copule, e bună asta. Să nu uiți. Dar să știți că au un mare succes mesajele lui Hasan. Pă bune? Jur, toți amanții certați, toți soții în prag de divorț, toți logodnici luzări vor flori cu rimă de la noi. Au, și da? Ia trimite-i pe ăștia la mine la salon să le aranjez și părul. Dacă au și dacă vor maxim de succes. Fii atent. Și tu ai putea să-ți trimiți pilguiții la mine, că dacă se aranjează pentru ocazie, înseamnă că au nevoie și de flori. Ok, o mână spală pe cealaltă, s-a făcut. Ia uite, mă, ce prieteni sunteți. Auzi, Gogule, zi-mi și mie așa, după părerea ta, într-un cuplu, ce e mai important, prietenia sau respectul? Respectul, prietenia. Fată! Respectul! Băi, ascultați la băiatul, mă, respectul, mă, că poți să fii prieten cu toată lumea, dar dacă nu-ți respecti bărbatul, asta înseamnă că poți să-ți aduci în pat oricând un prieten și să trăiți în triplu. Sau să-i aduci pe toți și să trăiți în multiplu. Doi, unul pentru respect, nașul. De? Dar de unde știi cu triplu? Mi-a zis un prieten. Ah.
cafea de la face ăsta? Dracu, nu v-ați odată să facă cafea. Deșteptare! Da, cine stai că tragi? Stai, nu mișca! Aici era, bre! Să-mi trag una, că-i casa goală! Și am zis să urlu până casă, că-mi place cum sună ecou. Ce ajungi? Ce să... Repetiție, bre! Nu, că eu cred că visez. Ce repetiție? Repetiție cum atale. Că de seară viu și mă mut în dărât. Și a zis ca să te obișnuiești cu ideea. Consideră-te obișnuit! Hai, hai, că așteaptă petenții! 2, 3, 4, 2, 3, hai, hai, nu hai! Nu se hai. Poate! Ridică-te, bre! Că ador la loc, că te știu, că ai un rav! Matescule, iar intri aici ca la gară! Bă, dar nu ți-am spus noțiunea aia de programare la tine! Nu zice nimic? Dacă îmi zicea, eram aitist acum și se scuză pentru că e urgență. Te implor, păstrează-mi garsoniera. Dar ai dreptate, e urgență. Tu ești de urgență, că ești de internat. Cum să-ți păstrez eu, mă, garsoniera, când tu ești șeful secției? Da, dar Chiorete vrea să vină peste mine. Te rog eu frumos, inventează-mi un diagnostic, o boală, ceva care să necesite izolare. Adică să stau singur, gen. Mm-hmm. Dacă îți dau așa ceva, o să trăiască să-ți iei concediu și să faci tratament. Și s-ar putea ca după aceea să fii declarat incapabil de a-ți exercita funcția asta, vrei? Da, e perfect, e mai bine așa. Scoate-mă la pensie pe caz de boală. E atât de bine să fii tânăr, pensionar, să o ai mare. Poftim? Pensia. Ah. Mama te scule, ca să o ai mare, pensia, trebuie să dovedești că ai căpătat afecțiunea în timpul unei misiuni. Iar eu în așa ceva nu mă bag. Așa că s-a terminat consultația. Nu mai veni la control! Că cine iubește, la cap se prostește. Doamne, ce tâmpit ești, Hasane! Oh, deci, toate gândurile mele le trimit cu floricele sau prin capul tău, Hasane, să-ți spună ele că îmi pare rău, fiindcă te-am mințit și te-am necăjit. Nu am mai gândit... Că cine iubește, jur că se prostește. Păi da, așa da, vezi? Da, vă rog. Da, crinii imperiali de belciugatele. Păi sunt cei mai căutați. Sigur că da. Lasă-mă, fata, că mă doare gura de cât am vorbit la telefon și m-am și radiat la cap precis. Atunci măcar transcrie asta, că vine o comandă urgentă acum, te rog, te rog. Ok, ok. Da, da, crin imperial, da. Cât să fie? Oh, perfect. La ce oră? Iată, poarta este aranjată. Suntem în finala campionatului mondial, unde celebrul comisar Mateescu joacă pentru Naționala Braziliei. Ah, iată, zidul l-a așezat necorespunzător. Lovitură liberă din marginea suprafeței de pedeapsă. Neymar îl roagă în genunchi pe celebrul Mateescu să execute el. Iată, așează mingea. Un pas, doi, trei și... Unde-i mingea? Unde-i mingea? Mingea, unde-i? Ce s-a întâmplat? De ce? Ce ai pățit? De ce, Cioret? Ce s-a întâmplat? Gata! Uite, cum cade astea? Gata! Cine le-a așezat în halul ăsta? Taci! Taci! Taci că ai mâncat prăz, mâncat usturoi, ceapă, dar toate! Scuzați, așa e că mâncăm pârjoale, vrei? Mă vezi că ai venit nearajat la cirici. Dar asta nu-i motiv să-mi bați obrazul. Că-și că fiică te-am salvat, nu una alta. Asta e modul de a mulțumi că te-am salvat? Modul de a mulțumi este să-ți dau o amendă. Înțelegi? Pentru că mă... Dar de ce? Mă deranjez, mă deranjez când eu am atâta de lucru. Am de rezolvat dosare. Am... Și tu... Dacă vine, mă, vreun petiționar și neja locul tău, a? Când să vine vrea, acum, în pauză? Ce pauză, Chiorete, că mi-e tu 35, da, bă? Care mi-e tu 35, bă? Hai că mă încurci. Dacă venea, mă, cineva de sus și nu te găsea la locul tău. Venea, dragi, dar mi-a de sus, că n-are cum, că e încuiată terasa, bre. Ce faci, mă, că-ți purcanul?
Păi nu știu, a crescut, e obligat pe sarcină de servici. Hai, m-ai făcut să și râd, că m-ai deconectat. Da. Ce sarcină de serviciu, bă? Ce sarcină? Ce sarcină? A, vrei sarcină de serviciu? Păi atunci adu-te, bă, frumușel pe teren, bă. Poate mai găsești tu vreo babă, vreun aurolac, bă, cineva, să salvezi, să intervii, că te văd în vână. Hai, înainte! Râș! Ce faci, iertă? Înainte marș! Păi înainte marș, pe acolo! Păi înapoi marș! Înapoi marș! Ce ori te stai? Aha! Băi! Ai văzut că ai nevoie de mine, nu? Fii, am un dosar foarte important și mi s-a băgat pe după biblioteca asta. Hai, te rog eu frumos, scoate-mi și mie. Hai că e ia... Gata. Ia-ste-a drum, bre. Da. Hai, mă, dă-mi! Da. Bre, aici nu e niciun dosar, e doar o minge. Aaa, deci care va să zică aici vă pitați voi mingea? Cine bre, noi? Da, exact, dosarele nerezolvate, că vă arde de fotbal în secție. Hai, scoate mingea, că vreau să vă tai. Hai, scoate-o! Mingea? Mingea, mă, dar ce vrei să scoți? Păi, nu... Mă, nesimțitule! Și să știi că noi, Masim asta mică, am văzut-o, făcea ca foca cu ea. Scoate mingea! Scoate! Unde-i textul? Ce-ai făcut cu el? Pe, l-am transmis, mamă, ce haios a fost. A venit curierul, l-am dat și cartonașul l-am aruncat. L-ai scris pe ăla corectat de mine, sper. Ăla din josul paginii. Nu, ăla de sus. Păi ești nebună? Ăla e textul românesc, aia strălcită lui Hasan. Mamă, nu cred, mai nenoroci femeie. Nu puteai să te uiți și tu? Ne, na, și ce vine am eu acum că poetul nu știe să vorbească românește? Eu am vrut să te ajut și acum uite ce facem, scoți ochii. Păi da, chiar da. Puii mei, tu l-ai văzut că e greșit. Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. O, vedele meu, băgare băriez. Auzi, bă, băiatule, cât mai ai tu de gând să scrii aiureli pe florile mele? Hm? Ce zice tu, mă, aiureli? Băi, parcă place poeziile de la Hasan. Dar gata, după ce mi-ai folosit organismul, nu mai place. Parcă-ți plăceau poeziile lui Hasan. Așa se spune corect, mama ei de limbă română, că n-ai fost capabil să o înveți de atâta timp. Dar poate că nu vreau să învăț mai mult, că eu nu ies pe român că să învăț românescuri mai mult de atât. Și oricum, eu vorbesc românescuri mai bine decât toți politicii de la voi. Politicieni, mama lor! Așa le spune, e, politicieni! Nu, că tu simți nevoia să fii dezdrezat de un pic, că văd că ești infundată și în urechi. Așa am zis eu. Politici de ăștia. Mă, tu crezi că stâlceala asta ta e cumva interesantă? Este, nu e. Dacă vrei să vezi română, iei dicționar și vezi singur. Ai șanse mai mari. Ei, uite, de la mine, că poate eu știu bine așa cum o știu. Și poate mie îmi place așa, și poate mie îmi place și poeziile mele. Și eu cred că tu ești un pic cam rea. Și ești foarte rea. Da, și eu cred că tu ești un pic cam analfabet. Și ești foarte analfabet. Zâni dăie găbuzdanii. Ai mei? Zămă-n vrup din ei guanii. Dar nu las cam nici pentru rochia asta, trebuie să fac mai mari. Dă-i vaghioză grezgă și le dau... De gum durgeazgă. Ah, habibi, habibi. Și crezi că așa? Dar altă durgeazgă n-ai? Iala, iala. Dragilor, am venit să vă crez veniturile. Ah, ia uzi. Scade primăria taxele sau cum? Asta e, mă, că cu pupăză primar n-are cum. Nu, dragă, dați-mi și mie un buchet de crin din ăștia imperial de belciug. Atele că le cam umblă vorba. Dar neapărat să fie cu text. Și vreau să fie totul impecabil, că îl dăm unei ministre. Aaaa, eu sunt Hasane! He? Textul ăsta poți să-l scrii direct pe cartonaș. Că nu o să-și dea nimeni seama dacă e greșit. Da? Da, adică nu. Adică, da, nu o să-și dea nimeni seama și nu... Nu, că nu mă lasă conștiința. Că mi-e frică de doamna Ilieșoiu, profa de român în clasa 6, care îmi dădea cu rigla peste degete dacă nu făceam acordul. Și mi-e frică că află și vine peste mine. Nu, 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 lasă așa, scrie cât poți tu de corect românește. Păi dacă știa românește, rămânea purtător de cuvânt. Așa, răzucește și tu cuțit la tine în rană. La tine, mă! Băi, la tine, eu ce-am zis, că doar nu aduc eu cuțitul de la mine. Auzi, Varvara, tu ce crezi așa după părerea ta? Ce e mai important într-un cuplu, prietenia sau respectul? Prietenie. Yes, doi-doi? Buchetul este 10 milioane. Are primăria bani pentru asta. Are primăria bani pentru asta.
ce faceți acolo? Eu? Da! Eu, mă? Eu, păi ce să fac, mă? Uite, spălam geamurile. Păi nu văd niciun teu de geam, nici soluție, nici nimic. Nu le vezi, nu? Nu. Păi nu le vezi că le-am scăpat jos, de-aia nu le vezi. Păi și de ce să le spălați dumneavoastră, că avem femeie de serviciu? Femeie de serviciu? Ce să zic, ne-am născut cu femeie de serviciu la capul patului. Nu mai putem să facem o muncă de jos, că ne cade rangul. Uite eu cât sunt de celebru comisar Matescu când e vorba de muncă, pun mâna, Grațielo, mă bag, mă arunc în muncă. Și te uiți ca fata mare n-a măritat la mine. A? Auzi, mă, Grațielo, tu n-ai mai fost de multișor pe teren, este? Ia înainte! Râș pe teren! Un, doi, un, doi, hai, 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 hai! Animale de companie second hand? Adică nu sunt noi? Vandame, deci eu am studiat și am cercetat și am făcut sondaje și... Așa și? Și a reieșit că prietenia și respectul sunt la fel de importante într-un cuplu. Hai, lasă-mă! Cu tremurătoare descoperire. Tu și cu cercetătorii aia britanici, nu? A, atenție că mă iei la mișto, deci nu mă respecti. Nu mi-am, dragă, și eu din potrivă nu te iau la mișto. Ia, fii atentă, noi chiar ne respectăm. Nu ne furăm banii din portofele, nu ne uităm până telefoane unul la altul să ne spionăm cum fac cuplurile tradiționale. Și mai suntem și prieteni. Zicem glume de alea fără perdea ca băieții. Putem să stăm seara la un meci sau la o bere. Chiar, știi ce? Ar trebui să le mai exersăm pe astea ca să ne asigurăm că al patrulea stâlp al relației e solid. Meci și bere de seară? Dăm 5. 5 beri? Bate Cuba. Ah! Yeah! Câte beri vrei de seară? 5. Hai că poți. Hai că poți. Ce poți să doare? Nu doare deloc. Mamă! Ce mamă la tine? Mă epilez, nu se vede. Am mai văzut treaba asta la alte fetițe. Bine, mi se pare o metodă de tortură așa folosită chiar și la Al Qaeda, să știi. Nu te văd aici, că nu e tortură deloc. E cea mai simplă metodă de epilare, cu ceară. Păi cum vrei să chem bărbați la mine să-i fac frumos și finuți dacă eu arăt păros ca un gibon? Măi, fii atent aici la mine. Mi-a venit doi idei. Așa. Ce idee? Vreau să candidez la primărie. Ce? Tu? Da, măi, vreau să-l învânt pe Bubăză. Vezi că e o română foarte proastă. Vrei să spui una să înțelege altceva? Ce? Mă rog, adică tu vrei să candidezi la viitoarele alegeri. Să devii primar. Mamă, ce berzbigac ești, băi. Băi, exact de asta am zis, măi, Gogule. Doar că am nevoie să învăț mai bine limba românește, pentru că îmi trebuie la cetățenia la românește. Da, să știi că de asta chiar ai nevoie. Da? Și pentru asta am nevoie să mă ajute, du? Eu? Du? Bine, mă, nu mă puțin, că mai am un pic de păr pe degete. Asta e prima literă de la alfabet. Așa, nu mai merge. Celebrul comisar Matescu trebuie să ia măsuri serioase. 1, 2, 3. Și... Ajutor! Ajutor să vină ceva! Oricine! Dă-mi primă! Ajutor! Scuze! Da, de ce? Auzi, eu pot să fac și mai tare, știi, nu? Și pot să fac și ca porcul. Putem să facem concurs? Uite, ca porcul ia. Uite, știi că asta e chiar tare. Vrei să te învăț? Măi, Jopico, dar ce se întâmplă cu tine, mămică? Dar ce se întâmplă, Ilarie? Mă distrez și eu cu iubitul meu, că noi suntem și prieteni, nu doar iubiți, da? Da, mă, dar tu erai o delicată, o căpșunică. Tu erai elevarea în persoană. Tu seara n-adormeai până nu recitai din Baudelaire și cântai la țamban. Și în pauza dintre versuri, cu o mână suflai în oboi. Mă! Asta e maxim! Să
îmi fie rușine. Mai stau în, în mizeria asta, între birjari, să mă gândesc. Gata, asta e coliva care a umplut tot tortul. Să știi că acum chiar a exagerat. Termină și tu cu băiețelile astea că nici cei mai golani nu se comportă în halul ăsta. Cum adică? Dar eu mă chinui să pun și al patrulea stâlp al relației noastre și tu nici măcar nu apreciezi. Apreciez, dar când e prea mult, e prea mult. Nu e normal să-ți atragă atenția? În virtutea prieteniei care ne leagă, eu trebuie să-ți spun. Prietene, ești mitocan, dă-o dracu. Și respect unde e prietene, a? Că tocmai m-ai jignit. Știi ce? Mitocan ești tu cu măcta, cu tactul și cu tot neamul tău, na. Ia lasă băutura că faci urât. Gata, bre! A venit, ră! Hai că nu e glumă, nu mai nicio repetiție! Bre! Unde ești? Măi, mă, ăsta prostăvanu! Te împomin că a plecat și mi-a lăsat numai mie garsoniera! Ia să te verific! Uite, ăsta mi-a rupt târtița! Și el n-are nimic, al dracu! Eu să rup și el n-are nimic! Alo! Alo! Chiorete, vino repede să mă ajuți, Chiorete, că am făcut accident de muncă. Sunt imobilizat, Chiorețel. Că ce dragi, dar mi-a scas brea cu alea la ora asta. Lucram, Chiorete, lucram. Făceam ore suplimentare. Celebrul comisar Mateescu veghează la liniștea populației. Adică veghea. Că după accidentul ăsta, probabil, o să ies la pensie pe caz de boală. Hai, bre, că exagerez. Ți-ai rupt vreo unghie? Ceva? Ce-ai pățit? Noada, Chiorete, noada și vino, vino, că mor! O, bre, că vin, mai te urla atât! Mai devreme te dădeai smecher și trimiteai pe teren oameni nevinovați care încercau să te ajute și acum strigi după ei. Vezi? Vezi? Trecu de prostă, ma! Ești mort fără mine! Da, bună ziua! Da, avem crin imperial de belciugatele. De vezi gult, da. Zbun. Aoleu, îmi cer scuze, a fost o greșeală regretabilă. Corectorul nostru nu a apucat să corecteze textul și a plecat așa la client. Ne pare sincer rău. Cum? Cum? Doriți așa, cu textele stâlcite? Da, ce vă place la ele? Aș debezi un pic, vă rog. Sunt haioase. Mă rog, dacă spuneți dumneavoastră. Eu zic? În regulă, nicio problemă, nicio problemă. La revedere. Băi, frate, unii sunt bolnavi la cap. Au, se pare că vor textele tale stâlcite. Ci că sunt haioase. Tu! Eu o să mai joc și groază. Sunt oameni care înțelege băhazan. Și să vezi că scade zguibatul din gură. Da, puneți eu. Da, avem trandafiri, da. De la Moldova. Deci iubim. Sigur, găsim și azalei. Da. Ce pentru texte? Soție, da? Pentru soție. Soție e el. Text de împăcare de la haios. Du-te de la mie? Sigur. Hai, Dios mio. În regulă, în regulă. Da, da. La revedere. Vă ascult, la revebă. Da, stâlcit o să fie, vă promit. O să dați pe doamna pe spate. La revedere. Vă-bă. Băi, ești nebun? Păi ești nebun, 60 de comenzi, jumătate de oră, două pe minut. Toți sunt înnebuniți după textele haioase lui Hasanel. Mulțumesc. Păi atunci schimbă vreun două afacere și zici și tu, Florea la turc îndrăgostit. Alături căpre, mărbălică cu căpte. A? Ce zici, Hasanel? Alo, Hasanel, ce zici, mă? Bine. Hazan, nu vorbești de gudine. Hai, mă, te nu cu prostiile astea. Ema, Ema, te rog eu. Te rog eu, ia-mă și pe mine de... Hai, nu fi nesimțit că te pleznesc. De client, dragă. Ah, nu știu. Depinde ce vrei. Hai, vreau niște flori. Pentru Sofica, că am supărat-o. Și de-aseară stă cu bot. Și în cazul ei chiar nu e cazul, că uite atâta bot oare. Și mi-e frică să nu mănânce noaptea în somn. Dar să faci și niște versuri de-alea mișto. Că la harnela mea aia prostă nu prea pune botul, știi? Da, nu știu, mă tem că nu pot să te ajut, că serviciul nostru de rime este momentan indisponibil. Adică? Hai, mă, Hasane, uite, oamenii au nevoie de textele tale, te rog.
Măi, Hazan, ia uite, băi, mi-a închis abonatul pe care l-ați contactat și a băg... A zis că e indisponibil. E ceva cu picioarele. Știi ceva? Hai că-ți fac eu versurile. Cât poate să fie de greu? Mă ocup. Haideși, mă, ei! Ha! Mersi! Da, de client. Ok. Și faci ce știi tu mai frumos. Ce fac, fac. Aula. Ai făcut buba? Oh, buba mare. E tot numai o bubă. Unde? La noadă. Mi-a rupt noada iremediabil și teribil un accident s-a întâmplat la locul de muncă. Aha. Dar cum s-a întâmplat? Am sărit de pe birou. Așa? Da, am căzut de fapt. Dar ce făceai acolo, dacă pot să te întreb? Comisarul Machi e celebru. Investiga un caz. Da! De unde a ta celebru? Da, și avem nevoie de o perspectivă de sus, de o privire de ansamblu, dacă mă înțelegi. Mai mult, celebru comisar Matiescu și-a legat și un picior la spate ca să-și îmbunătățească performanțele. Da. Cum adică? Păi cum zice proverbul românesc? Poți să fac asta și într-un picior. Da. Eu știu că faci asta ca să verifici reflexele sau dacă ești beat. Eu la serviciu niciodată. Niciodată! Auzi, în orice caz, nu poți să-ți fac dosar de pensie pentru că ai noada ruptă. Nu există încadrare pentru așa ceva. Auzi, bre! Câta noada ai că nu crape în încadrare? Cum nu? Păi adică eu ce fac rău cu noada ruptă și fără dosar de pensie? Te rog, te ajută-mă! Cum să te ajut? Eu te-am pus să te uși pe birou și cu un picior legat. Cine te crede? Gogu, Pintelogu? Dacă ești nerod, suport consecințele, da? Stai-te și tu cu niște alifie. Alifie? Vino cu Ah, ce am îndătăpaște! De fapt... Te-am păscut deja! Am vrut să-ți verific reflexele mele, dacă bei sau... Per! Da. Lasă. Reflexele vine și pleacă, vine și pleacă, nu știi când vine. Leagă-mă, leagă-mă. Mama mea e florăreasă. Se scoală de dimineață. Ăla e buchetul meu. Da. Dă-mi-l. Ce vorbești, marcă balul. Aha. Ce bani, cât? 450. Nu, asta e șapcă pe față, două dracu de treabă. Băi, creativitatea costă, să știi. Atențiune! Iubire, îmi pare rău că te-am supărat. Uite, astea sunt pentru tine ca să mă ierți. Bine! Da. Ce să zic, lovești omul în suflet și pe urmă cer scuze. Nu. Hai mă, iartă și tu, ce naiba, uite. Ai și un bilețel cu versuri făcute de mine. Bine! Eu te plac și vagabondă că e mai bine decât toantă? Ole, mamă! Eu te plac și băiețoaică, dar să nu te faci mardoaică! Ole! Ce? Nesimțitule care ești nesimțit! Ce faci, mă, măi, la mișto? Cum ce fac? Fac rime, dar asta nu le înțelege. Adevărul că și mie mi-au plăcut. Păi cine nu știu ce gusturi ai tu? Măgar Hazan nu știe românește, dar pe greier e bieză. Da! O, voi trebuie să puteți să vă combinați și să faceți o echipă perfectă și să candidați la viitoarele alegeri guvernamentale. Câștigați sigur. Păi tu știi să scrii, dar nu te duce capul. Ăsta e neștept, dar e analfabet. Și combinați prostia ta cu analfabetismul lui, faceți o echipă perfectă, candidați și câștigați din primul tur. Ole! Pentru tine. Eu te plac și vagabondă, că e mai bine decât toantă. Eu te plac și băiețoaică, dar să nu te faci mardoaică. Îți place? Păi, nu stau eu bine pe rimă. Eu le-am scris acum. Hai da, dă-i-mă pase, dă-i! Aia cu mâna o dai, frate, pe și o dădea mai bine. Offside, 6 metri, dă-i! Hai cu golul, hai cu golul, ale! Femeie, mai încet, nu vezi că ne uităm la teatru?
Bă, băiatule, poate vrei să-ți dea gagică vii una, mă, să mori tu! Ce faci? Ale, ale, haide, haide! Ia uzi, mă, că cică vrea asta să ne bată. Stai, stai, mă, băi, jos acolo, că așa e ea mai înfocată. A, da? Să vezi ce înfocat suntem noi acum. Uite, uite, uite! Ce simple! Ce s-a întâmplat, bre? Dai, dai, ce-ai făcut? Ia uite, t-ai lovit! Ce-ai crezut? Hai, scoate-o, scoate-o! Scoate-o că imediat am eu mingea! Scoate-o, scoate-o ca să vă tai! Hai, scoate-o! Și așa mă taie! Hai, Janic, te concentrezi! Mă scoate-o și așa mă taie!